uno si lascia benare che si la un episodio in fete seppe carriera cu fece stava București in Cupa României va juca Steaua. Băgăm putere în jucători. Și vom juca la Viitorul acasă. Viitorul Steaua. Am făcut și live, dar nu mi-a plăcut să fac live. Și azi scrie un recorder, mi-a făcut lag și nu-mi place. Țiru. Iacoliș. Boldrin. Boldrin poate scrie pentru Steaua. Iacoliș. Prinde buzduchii. Ovidiu Popescu, Iacoliș, Boldrin, Iacoliș, Cilovici, Pleașcă, Pleașcă, Mihai Bălașa, Denis Alibek, Neluț Roșu. Aici la Viitorul, acasă, joacă Steaua. Și să nu uitați, să vă uitați la CFR Cluj Steaua. Se joacă acum la să zic, 8 și 20, cred eu, sau 30. La Cluj acasă. Boldrin! Prinde Benzar! E în Cupa României. Purece, purece, nu trebuie să facă Steaua mare greșeli. Dar este penalti. Chițu va da. Oh, am știut că pe partea stângă, dar am crezut că pe partea dreaptă. 1-0. Boldrin. Pintili, hai mă, jucători. Este Cornel Viitorul periculos la Cupa României. Țiru. Dar era de fapt. Neluț Roșu, Ovidiu Popescu. 1-0 pentru ei. Va și Alibek, va intra Harlem Nioere. Gaming, Vlad intră și va intra și Pintili. Va și a intra Tamaș în locul lui Bălașa. Cam atât în schimbările noastre. Vlad. Tănase. Către Harlem Nioere Bizonul. Este corner. Steaua mare șansă să dea. Game. Vlad dă. Nu există ca William de Amorim să nu-i dea gol. Steaua. Incredibil. Aici pe la Viitorul. William de Amorim face 1 egal. Marc Momcilovici. Voi pune pe pauză și revin. Am revenit, fraților. Ieși Rădu și Purece. Chițu da gol pentru Viitorul din penalti.
Pintili, Marco Momcilovici, Cătrăniță Momcilovici. Vlad, către bizonul Nioere. Nioere, gol! Nioere! Aici voi pune pe pauză. Am revenit, se aude o muzică. S-aude și niște găini. Pintili, Vlad. Boldrin, Vlad. Pintili. Boldrin poate da gol în această ocazie. Benzar îl e pe Vlad și este din nou corner. Vlad dă încă o dată. Pintili scoate viitorul. Asemenea faze este de galben, dar nu de galben, îl iartă de această dată. Dă bizonul Nioere! Scut o muzică prea tare. Și batem la ei acasă cu 2-1. Lasă-le. Jucăm cu Astra Giurgiu. Pe locul 1 este Steaua. Cam nimic și noi vom termina acest episod. Cum v-a fost Gaming Vlad? La revedere!